În primul rând, niciun coleg al meu nu este votac. În al doilea rând, Partidul Social Democrat are un protocol cu Partidul Național, cu PND. Un proiect, un protocol care se referă mult mai mult pe susținerea de proiecte, nici de cum pe susținerea de funcții. Până acum ne-am ținut de cuvânt și noi și aliații noștri, așa că nu văd niciun fel de problemă. E părerea dânsului, vi se nu pare... vreau să o comentez foarte mult. Vi se pare că atitudinile lui critice... Eu vorbesc de atitudinile partidelor și eu sunt foarte mulțumit de colaborarea cu aliații noștri și pe susținerea de pe proiectele pe care le avem împreună. Sunteți mulțumit de colaborarea cu aliații și în contextul în care el are din ce în ce mai multe atitudini și observații critice apropo de... Personale. Are observații personale, da. Și față de dumneavoastră și față de ce se întâmplă în Consiliul Județean? Sunt observațiile dânsului personale, nu de partid. Da, pe de altă parte, el votează în Consiliu, deci teoretic vă bazați și pe votul lui. Are și el un vot. El poate să voteze. Atât timp cât acest protocol între Partidul Social Democrat pe proiecte de hotărâri va merge în continuare și suntem în direcția bună, deci până acum ne-am deplinit toate obiectivele și ne vom continua susținerea reciprocă pe acest mandat. Ați schimbat în ultimele două ședințe de Consiliu Județean replici și destul de ironice unul la adresa altuia. Cred că n-ar fi trebuit eu să reacționez la remarcile dânsului, dar aș avea de punctat două lucruri. Unu, eu n-am fost și n-am să fiu niciodată și am fost coleg referitor la ce se scrie în presă cu domnul Gheorghe Bunea Stancu, coleg de partid. Nu este idolul meu și nici mentorul meu n-a fost niciodată.